în copilărie ții cu o echipă, după mai ții cu altă echipă, îți mai place o echipă. Dar mai avem echipe? Mai avem echipe, mai avem echipe. Să ne bucurăm de echipele pe care le avem, pe care o să le discutăm. Ca să spun, să fac și un pic de reclamă, în fiecare dimineață de luni, de la 9:30 pe playsport.ro, avem PlaySport Review, acolo comentăm tot ce se întâmplă în campionat. Mai avem, Dana, mai avem echipe, dar nu mai avem la nivelul la care... Sau așteptările noastre poate că sunt prea mari în acest moment. Cum echipa națională n-am aratat turneele finale, n-am mai fost la mondial din 1998, e greu așa să ai și echipe de club foarte bune, pentru că alea înseamnă că ar trebui să aibă jucători de calitate foarte bună pe care să-i revede la echipa națională și nu mai merge. Sunt foarte mulți jucători străini care sunt unii de calitate, dar unii sunt de o calitate îndoielnică care ajung aici. Și asta este, e o chestiune de economie aici de piață. Aici este vorba despre economie și chiar și politică, nu? Că undeva intervin și... Și poate și factorul politice. Politic ar trebui să fie, nu, ar trebui, el ar trebui să nu se implice, dar ar trebui să creeze infrastructură pentru academii, exact. Și așa mai păi departe. La asta mă refer. Da, pe de altă parte nu poți să limitezi numărul jucătorilor care vin din Europa intracomunitarii, pentru că este o legislație a muncii în Europa. Și atunci poate să vină atâta timp cât suntem în Uniunea Europeană, da. Asta e, până la urmă s-a globalizat totul, exact. Nu? De la mâncare la absolut tot. Nu mai contează că industria noastră era bună, acum e a tuturor. E perfect, lasă-mă, nu intrăm în zona. Nu, rămânem cu fotbalul. Dar apropo de fotbal, totuși, noi cu un ochi plângem și cu unul râdem, pentru că se tot face comparația asta între fotbalul nostru ăla din epoca de aur, da, când talente se găseau, iată, și da, dar condițiile erau vitrege. Dana, dacă aveam un fotomodel, aveam mai multe femei spectaculoase, rămâneau în țară, pentru că la momentul acela nu exista posibilitatea să plece. Ei? Astăzi vedem fotomodele, în România, care sunt la Paris, la Londra, corect, și în altă parte. Și nu mai sunt, ne mândrim. Ne mândrim că prestează în zone atât de importante, doar că nu aici cresc acolo, se formează acolo. Așa e și cu ai noștri. Dacă e un junior mai răsărit, pleacă în Italia. E, dacă mai joacă pentru România sau nu mai joacă pentru România, o să vedem mai târziu. Între timp îi se schimbă destinul. Și așa mai departe. Adică nu poți să-i mai ții. Generația pe care am avut-o, cea cu Steaua din 86, a fost creată în țară. Nu puteau să plece. Puteau să plece. Dar nu se pare că aveau totuși o mândrie națională. Eu cred că puteau să plece dacă voiau să plece. Musai să plece. Păi a plecat Marcel Răducanu, dar Marcel Răducanu a fugit din țară. Păi da, asta vreau să zic. Adică așa și Nadia Comăneci a plecat cu un an jumate înainte de Revoluție. Știi? Adică dacă ar fi vrut să plece, poate plecau. Dar mie mi se pare că asta s-a pierdut în timp, s-a disipat așa și nu avem această mândrie națională. Nu ne mai place să spunem că suntem români. Îmi place foarte mult discursul tău. Pentru că așa sunt și eu. Îmi place discursul tău foarte mult, retorica asta, pentru că asta o cred și eu. Nu, asta cred și eu. Asta? Da, nu mai avem o mândrie. Nu mai există mândria asta. Pentru de a fi că condiția cum ar fi, uite, e un Gigi Becali, e un, nu știu, habar, Hagi. Eu numai de el știu. Hagi. E un Hagi care, într-adevăr, Academia, caută talente și investește în tinerii aceia. E un Gica Popescu, nu? Parcă? Da, tot acolo. Tot acolo, așa.